Ana Maria Prodan a fost implicată în urmă cu doar câteva ore într-un accident rutier. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu vătămarea vreunei persoane și nici cu pagube materiale. Cancan.ro are informații exclusive și primele declarații ale impresarei. Zona Dorobanți. Orele amiezii, 26 aprilie, Ana Maria Prodan e implicată într-un accident rutier. Potrivit surselor judiciare, impresara se afla în Maybachul său, însă la volan era șoferul personal. Mașina era parcată când, la un moment dat, un biciclist care trecea prin zonă, pe trotuar și nu pe pista specială, ar fi lovit cu pedala bara din spate a automobilului. Moment în care șoferul s-a dat jos și s-ar fi luat la ceartă cu biciclistul. La scurt timp, la fața locului s-au prezentat oamenii legii pentru a vedea ce s-a întâmplat. Atât Ana Maria Prodan, cât și celelalte părți implicate au fost nevoite să coopereze și să explice ce s-a întâmplat. Incidentul, potrivit legii, se înregistrează ca fiind accident rutier. După ce spiritele s-au calmat, cele două părți implicate în accident au făcut pace, iar pagubele se ridică la ordinul miilor de euro, în cazul în care bara de Maybach urmează a fi schimbată. Eram în mașină parcată, iar un biciclist s-a dezechilibrat și a lovit bara din spate a mașinii mele, după care a fugit, iar eu am chemat poliția. A constatat poliția, ne-am împăcat cu biciclistul și a cerut iertare.